Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou car vlog. Suntem aici în Megane, am venit până la Brașov la reprezentanță să-mi cumpăr niște covorașe. A venit mașina cu covorașele astea super urâte de cauciuc, originale Megane, nu sunt ceva RS, cred. Scrie Megane pe ele și atât, sunt originale Renault, dar sunt nasoale de vară. Iarna sunt super bune, că ține apa acolo. Însă de când am cumpărat mașina, mi-am dat comandă de niște covorașe din material specifice Megane RS, arată super bine. E dimineața, ora 9:18. Am ajuns aici pe la 8:30, cred. Și astăzi vreau să vorbim un pic așa despre primele impresii în primii, stai să vă spun, 10.046 de kilometri, nu știu dacă se văd. Mașina a avut un... stați un pic să pun și pilotul ăsta. Mașina a avut un consum mediu de când am luat-o până am plecat la Sibiu de 13, ceva, cred. Și pentru prima oară l-am resetat înainte de a pleca la Sibiu să montez la băieții acolo folie. Și până la momentul de față avem un consum de, imediat vă zic, 8,6 litri la 100 de kilometri. Pe ultimii 600 de kilometri aproape. Vreau să vă spun că la Sibiu am mers foarte, foarte ușor cu mașina, adică a plouat și foarte rău, mai mult de 110 n-a văzut. Maxim 110. Oricum, consumă ok, pentru puterea ei e un consum super ok, părerea mea. Eu zic că are un consum mediu, așa combinat, oraș cu afară, de 10, cam așa spun eu. Clio-ul avea puțin mai mic, ce-i drept, dar nici nu avea puterea asta. Ei bine, și ce probleme am avut cu mașina asta până acum de când o am? Zero probleme, n-am avut absolut nicio problemă până acum. Era și culmea să am probleme în primii 1000 de kilometri, 1000 și ceva, dar tot ce e posibil. Știți foarte bine că mașinile noi în ziua de astăzi vin cu foarte multe probleme. Chiar am văzut un material pe YouTube la cineva, era un Mercedes GLE, am impresia, acela coupe, mașina de peste 100.000 de euro sau pe acolo, cu defecte de fabrică pe piele, aici s-auzeau super nașpa plasticile. Bă, asta măcar nu s-aude, uite-te și tu. Măcar atât. Deci e foarte bine făcută, nu vine să cred, pentru un Renault. Uitați, mici de astea și totul e super ok, e moale și aici nu scârție nimic. Deci totul e super, super ok. Uitați. Acum o să vedem dacă vor apărea ceva probleme. Mai e chestia asta că la mașinile franțuzești, italienești se aud greierii. Nici asta nu e adevărat. Cel puțin cu modelele astea noi. La Clio l-am avut 3 ani de zile și absolut niciun sunet, un zgomot ciudat. Nimic nu se auzea pe el, deci chiar a fost super ok din punctul ăsta de vedere. Eu am fost super, super mulțumit de Clio. Mi-a părut foarte rău că l-am vândut, dar pe de o parte am fost foarte fericit că îmi cumpăr Megane-ul ăsta. Și chiar a fost visul meu să am un trofi. Am vrut trofi și pe Clio atunci, dar nu s-a putut. Dar s-a putut cu Megane-ul, ceea ce e și mai bine. A fost o chestie când, după ce am luat mașina, n-am verificat dacă are acest monitor RS în care o să intru acum. V-am mai explicat eu, aici avem toate detaliile. Ei bine, mașina nu-l avea și știam că pe varianta Trophy vine în standard RS monitor, nu trebuie să-l cumperi separat pe lista de opționale, și mașina nu-l avea. Puteam să intru în schimb în Airlink Store acolo, să o cumpăr gen aplicația și costa 350 de euro, vă dați seama, am zis să nu dau 350 de euro aiurea. Am pus mâna pe telefon frumos, am sunat la vocea clientului, mi-a cerut seria de șasiu. A văzut că, da, într-adevăr este un trofi și trebuie să aibă instalată această aplicație. Le-am dat seria de șasiu și seria acestei tablete, acestui Airlink, și a doua zi aveam produsul activat și instalat. Deci chiar am fost uimit de
ce seriozitate au dat dovadă. Am primit frumos mail că produsul a fost activat, instalat, deci nota 10 pentru serviciile astea. Chiar am citit pe forumuri că sunt super mulțumiți toți de la vocea clientului de la Renault, chiar își fac treaba. Cam asta a fost singura problemă când am luat mașina, dacă pot să spun o problemă. Dacă nu se putea, într-un final cumpăram, dar mi-era teamă să nu poată fi instalat pe mașină, pentru că nu merge pe orice mașină pusă ERZ monitor, sunt niște senzori pe fiecare chestie în parte, vă dați seama. Dar am vorbit cu alți posesori de Megane RS pe forumuri de afară și unii dintre ei au pățit la fel și au rezolvat la reprezentanță. Așa a fost și cazul meu. Na, în rest ce să vă spun, sunt super mulțumit de mașină, îmi place enorm, iubesc deja Ford Control-ul ăsta. Chiar e super ciudat când trec acum la o mașină care nu-i virează și spatele, m-am obișnuit super mult așa, deci te ajută enorm. Da, cam astea sunt primele impresii. Și ca modificări, ați văzut, am făcut geamurile fumării, oricum erau făcute din fabrică, dar le-am avut negru total și ramele de la geamuri. Și mânerele care erau cromate nu suport cromul. Și am mai pus o antenă tip aripioară de rechin, aia originală Renault și aia venea cu o antenă super, super urâtă. Și am pus antena asta frumoasă. Probabil va urma un stage 1 la mașină, făcut la TCM la Dragoș, pentru că am fost foarte mulțumit de softul făcut la Clio și o să merg pe aceeași variantă. Nu știu, mai mă gândesc. În schimb, pe viitor, nu știu dacă vor mai fi alte modificări, lăsați-mi și voi jos în comentarii ce vreți să mai modificăm la mașină. Stai să-mi bag și telefonul, că o să vină niște serpentine pe Timiș. Și dacă vă place acest videoclip, nu uitați să apăsați butonul de like. Promit să fac și ATV vlog cât pot de repede, dar e jale cu vremea asta, anunțat ploaie toată săptămâna. Momentan nu plouă, dar o să înceapă din nou, când am plecat dimineața de acasă ploua. Sunt top grade, ceva de genul, e horror. Hai să o dăm un pic și în un race direct. Sper să pot filma cât mai repede și cu ATV-ul. Mulți dintre voi mi-a cerut asta. Oricum, n-o să renunț la ATV vlog, vă dați seama. Asta este și tema canalului, ATV-uri și mașini în special. Eu auzi deja cum pocnește evacuarea și să-i dăm așa un pic pe serpentine. Nu o să o cal foarte tare pentru că nu sunt cauciucurile, nu sunt nici încălzite. Deci uitați cum stă mașinuța. N-are niciun fel de stres, frate. Vii frumos, frânezi. Trei, doi. Uitați-o cum stă. E nasol că n-ai vizibilitate aici. Și poate stă un oprit. Mamă, frate, deci zici că e un șarpe. Auto. Mamă, e fantastic șasiul ăsta, jur. Deci mașina asta îți dă o senzație unică, jur. Ce ai, frate, cum poate să stea? Deci e incredibil. Merg mai tare pe aici că nu sunt mașini. Hai să vedem aici, curbă strânsă, frumos, fără niciun fel de emoție.
3-a, schimbăm la 135, 150 și frânăm. Iar diferențialul ăsta te scoate din viraj super, super bine. Deci stă pe curbe față de Clio de 3 ori mai bine, jur. Și Clio mi se părea că stă fenomenal, oricum stă și ăla, dar Ford Control ăsta e wow. Într-adevăr, da, e foarte rigid șasiul pentru mașină daily, dacă sunt drumurile proaste. Cum e aici, drumul foarte bun, n-ai niciun fel de stres. Ia, s-a încălzit și evacuarea. Ce părere aveți, cum trage, cum stă mașina? Lăsați-mi jos în secțiunea de comentarii. Chiar citesc toate comentariile venite de la voi. Și nu uitați să-mi dați și un follow pe Instagram, să mă urmăriți și acolo, pentru că postez des și vedeți înainte tot ce fac și ce urmează pe vlog. Sincer, e prima dată când o calm mai tare pe viraj așa. Am avut grijă să nu prea o forțez în primii 2000 de kilometri, cam așa zic eu. Dar na, nu am putut abține și am zis să o fac să vedeți și voi. Bă, se aude într-un fel evacuarea asta, jur. Deci clapeta asta mă termină. Chiar e fain rău, când vrei liniște. Uite, pac. Am dat-o pe confort. E altă mașină deja. S-a făcut super liniște, cutia schimbă mult mai lent. Direcția este moale. Și este o mașină normală acum, un Megane foarte obișnuit. Deci când am plecat din Brașov, înainte să-i dau un pic în gură, aveam un range de 400, cred, ceva în genul, acum am 300 deja. Dar încă o dată nu mă plâng de consum, pentru că e un consum normal și mi-am asumat chestia asta. După părerea mea, consumă foarte, foarte bine. Și da, băi, fraților, cam asta a fost pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut. O să urmeze în continuare clipuri foarte interesante cu mașina și clipuri cu ATV-uri, așa că stați pe aproape. Nu uitați să apăsați acolo clopoțelul, să primiți notificare când postez, pentru că practic ăla e adevăratul subscribe, ca să spun așa, ăla te informează. Altfel nu o să ajungă la tine notificarea, așa că vă rog să apăsați clopoțelul acolo. Cam asta a fost pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, să vă abonați la canal, să-mi dați un follow pe Instagram. Iar noi ne vedem data viitoare cu un nou vlog. Pa!